Uitați, pe aici merg cu Luis, n-am mai fost de mult, am fost la ID să-mi iau un Digi, un decodor TV. Uitați cum arată gutul, suntem pe strada Pictor Dumitrescu, da? E bine, nu? Orbul să meargă. Mi-e milă să tai copacul, dar oamenii sunt nesimțiți. Nu știu să-i pună niște proptele. Luisică, hai tata să te filmezi. Așa, băiatule, hai să-ți fac un selfie ție. Da, băiatule, da. Și acum ne facem cursa, astăzi suntem în 6, pardon, și mergem spre casă, e 10 fără, am luat decodorul la des, stai lui să termin poza, ia, să mă filmezi și pe mine, ia stai așa, lui zică, unde ești, vin aici, așa, ai o moțiță caldă, hai că mergem acasă, aproape 10. Și copacelul e acolo, mi-a fost milă să rup multe crengi, dar putea să-l prindă cu niște sfori, dacă ar vrea oameni. Și cu astea, ia, cu asta, basta, să închidem. Am făcut dreapta de pe Pictor Ștefan Dumitrescu, am intrat pe Colorian, Anton Colorian, da? Uitați, altă capcană care pentru norb e mișto. Să dăm cu capul, să ne zgriem în crengi de trandafir și alte chestii. Și lumea e nepăsătoare. Și domn primar, consilierii și cu poliția locală și cu serviciul ADP, pe bani grei, ce fac nemernici? Și acum să filmezi casele pe unde tot trec cu Luisică. Și de când vedeam, știu, s-au mai construit, dar oftez, fiindcă nu mi-ajung banii să ne mutăm și noi la curte. Luisică, hai tată că mergem acasă. Gata. Mai față mai era iar o viță pe dreapta. Nu cred că a rupt-o, dar o să fim cu atenție în actuale tată. Aici iar niște crengi care tot le rup. E o casă părăsită sau a demolat-o, da? Suntem pe Colorian, am mai ieșit cu Luis pe afară. Ia să-l filmez, Luisică. Uite-te, băiatul, hai Gigea, un selfie. Nu? Da? Și acum mergem, ne plimbăm, mergem înainte pe Colorian. Da, Luisica? Bun, asta a fost filmarea, mai sunt și mai încolo obstacole. Astăzi suntem în 25 august 2020. Bun, astea din capcanele zilnice care le avem, obstacole, Luisica, gata, tata, oprim, da? Bye, bye, pe curând. Am făcut tura cu Luisica prin cartier. Eu un motor m-am atins de la aici, ne-am întors pe Stoian, aici e blocul de la Moldoveni, cum zic eu, a venit asiaticii să reabiliteze, că tovarășul primar Băluță, de, vin alegerile, așa fac toți escroci, acum se apucă de reabilitări. A fost o plimbare frumoasă, scurtă, n-am mai ieșit de mult cu Luis din cauza căldurii și altor factori, Luisica e aici. Ăsta sunt eu, da? Așa, ura! Și se simte că vine toamna, foșnetul frunzelor e așa mișto, bineînțeles că m-am zgâriat de niște crengi, le-am filmat și am făcut o poză. Și acum ce să vă zic, stau la umbră aici la Moldoveni, vis-a-vis pe diagonală este cabinetul lui Ivan, prietenul meu, Balcan Ivet, și cu prietenele mele, tinerii care lucrează, da, și mă ajută. Și salut această cale, simt miros de bitum, dar nu știu de unde s-o asfaltat, trebuie să am grijă cu Luis, fiindcă mi-este teamă să nu intre cu lăbuțele, pentru el mi-este teamă. A trecut un copil, mișto, sunt singur pe bancă, stau și eu să fumez un pai, mi-am luat un pachet, mă mai răsfresc eu din când în când, dar de la subțiri, de slimuri, și Luisica acum stă liniștit pe jos, da, culcat pe asfalt. Adie vântul așa mișto, că e umbră aici, vis-a-vis parcul și sau Oltenițe. Ăsta e drumul nostru, nu e mare, vreun kilometru și tura mijlocie, cum îi zic eu, când mergem spre casă. Și rest ce să vă spun, mâine îmi doresc să ne trezim sănătoși, să fim în regulă și să plec cu el în parc, să fac o tură de cocioc, că este plăcut afară. Și acum mai 11 fără un sfert. Ia să vedem asiatici, indienii săraci, vin pentru o brumă de bani și ei să muncească și țină ăștia în condiții nasoale. Cam atât am avut să vă zic, Luisică, unde ești tatăl? Unde ești băiatul mai? Unde ești? Hai, vin la mine, cam
Așa, lui zic că stai să te filmezi. Dă tu un selfie aici. Așa, băiatul. Așa. Ce dor mie de el. Mi-e drag și de restul animaluțelor. Fifi, Nelson și Blue. Dar moșulic al meu, dragul de el. Frumos. Cam atât am avut de spus. Să ne auzim sănătoși. Numai bine. Azi 26 august 2020. Sunt pe peron, am venit de pe Colorian, de undeva din dreapta și uitați, aici vegetația, da, de la niște nesimțiri din curte, e o creangă cu spin care mi-a intrat în față, mi-a dat și șapca jos și mai sunt pe aici, da, eu sculis pe aici pe trotuar, o să mai filmăm, mergem să facem tura lungă prin cartier, cum zic, și asta este România noastră, uite ce aproape sunt crengile. Și la nesimțiri nu le pas, hai că opresc. Fac un pic de aici, am trecut de zonă, cum se văd crengile, da? Cum e trotuarul, a trebuit să mă plec, mișto, merg sub piticului. Pe vis-a-vis, pe acolo mai e iar o tufă o tufă de mure, nu știu ce, sau sarcâm, care la fel sunt niște crengi cu țepi, care la fel m-au zgâriat. Acum o să mergem după colț Paloniștiului, facem dreapta și acolo să vă arăt ceva interesant. Acum sunt pe strada Frații Făgărășani, uitați șanțul, așa sunt pe la case, șanțul de scurgere a apei, unde un om în fotoliu roulant ce să facă săracul. Noi orbi, hai că ne mai împiedicăm, pășim peste, dar să iau și o panoramă și pe vis-a-vis. E așa ciudat că acum pe unde merg prin cartier mi-aduc aminte de când vedeam ultima oară și îmi imaginez cum arată acum clădirile. Lusică, hai că mergem mai departe. A fost haios că la un moment dat m-am oprit că se îngusta pe stradă pe Alunișului și zic, ce-o fi, că aici nu știam de vreun obstacol. Dar era un tip cu o mașină cu geamul un pic răpaș, când am băgat mâna chiar între geam și plafon, am zis, opa, scuzați, și a zis, nu nimic. Bun, voi reveni. Sunt pe strada Stoian Militaru, nu știu dacă, cred că să nu fiu puțin departe, când ajung la peronii, o să vedeți pe stânga un stâlp cu semn de circulație, un stâlp de beton și colțul casei care iese și se îngustează când se traversăm. Înapoi, aici e un gard unde mi-am rupt și o geacă, ulucile, cum se spune popular, a ieșit din gard, da, și de obicei mai e o mașină aici pe partea stângă, cum vin noi, și dincolo am venit. Bun, hai nisică, vis, acum ne continuăm drumul. Acum, deci cum veneam noi, acum invers, am trecut, e un șanț, deci pentru un orb, e nasol că intră piciorul în șanț, care e paralel cu bordura și e nașpa. Cred că acum sunt mai aproape de peronii, dacă aud copiii vis-a-vis de la grădinița Buburuza, se vede, o să filmez și de dincolo. Da, și aici sunt casele vechi care tot oftez, că aș vrea să mă mut din nou la curte, țin să spun că până aici de dor mi-au intrat crengile și în dinamica mersului mi-au intrat, m-au lovit peste frunte și mi-a căzut șapca de două ori. Astea sunt ale tinereții și de ale vieții, nu? Dar nu renunț. Nu renunț. Ce face tovarășul primar? Sparge la și la nas băluță cu corpului de control de infractori. Hai, că ne apucăm să traversăm, să opresc. Suntem pe peron, aici e grădinița, Buburuza, ce frumos. Să aud copiii cum se joacă. Dincolo am venit, dar m-am dus la stânga. Acum am ieșit din stânga, da, am făcut stânga. Pe urmă și pe dreapta Paloniștiului și pe urmă iar dreapta pe Frații Făgărășani și l-am întors. Aici, cred că prin colțul, cum se vede îngustat, da? Unde e greu și pentru un om în fotoliu rulant și pentru noi orbișori și pentru toți ceilalți. Încolo am mai construit clanul sportivilor un bloculeț cu 5 etaje, că în sectorul 4, așa mișto, primarul lucrează cu hoții, cu interlopii și în poliția locală tot interlopii. Bun, ne continuăm traseul. La pictor Ștefan Dumitrescu, cum am venit noi pe stânga, pe colț, e un spațiu de 1,20 m x 60 m, unde a fost un copac, că idioții pe vremea lui Ceașcă puneau copaci plantat chiar pe colț, astfel încât șoferul să nu vadă semnul de circulație, că așa fac sau. Se îngustează, vedeți gardul cum este, voi cei care vedeți pe dreapta, de la o casă și spațiul amic unde și pentru omul
în fotelul rulant și pentru noi și numai, e mai dificil de trecut. Vis-a-vis se află Căminul cu fetițe, studentele, da, pe pictor Ștefan Dumitrescu Colțcu Stoian. Noi am trecut la ducere pe acolo. Țin să vă spun că pe traseu a fost mișto. Cum sunt un pofticios, am simțit miros de saramură, de biban, miros de căpiați, copți, of, ce poftă mie, și pe mă și miros de plasticați, ca să-mi strice bucuria. Acum vom încerca, mergem spre casă, să ne apropiem de blocul moldovenilor de o bancă. Sper să fie liberă, să stăm și noi, să fumez o țigare. Hai, pe curând! Zona în care am stat în priză, de ce? Cred că se construiește o casă pe stânga, dar stând pe stânga militarul și am dat cu bastonul lui sau colișelul un pic, nu știu ce era, grămadă de nisip, abar am, dar am simțit de la un morocar, cum ce motostivuitorul, fierbințeala țevei de eșapament, gazul care ieșea. Dar am trecut, ăsta e stil, cu vis-a-vis prietenul meu Ivan, cu prietenele mele, Balcani Vet, da? Și acum voi traversa vis-a-vis blocul pe direcția noastră de mers, la moldoveni, cum îi spun eu, asta e strada Padeșu, da? E sens unic, vine din stânga și Olteniță e în față și Părculețul. Aici e un cabinet de înfrumuse țare și de obicei trag mașinile chiar până aici, pe colț. Și în jur de fiecare dată l-am rugat să tragă mai încolo fufele ca să pot să trec cu lui scarnă. Hai, ne continuăm drumul. Gata, am ajuns pe băncuță. La moldoveni, bă, că nu lucrează oamenii, n-aud. A fost o plimbare interesantă. Risică s-a culcat și el își trage sufletul. Stăm un pic, e 11 fără 20. Începe să facă cald, dar adie vântul. E plăcut. Frunzele încep să se usuce, foșnesc altfel. Am mai arunc niște crenci, că de lucrez la spațiu verde, la ADP. Cum era cântecul? Vină, mamă, să mă verzi, cum lucrez la spații verzi. Da, asta e. A fost o plimbare frumoasă. Tovară și primar Băluță, acum că vin alegerile, s-a apucat pe colț la mine, în intersecție cu Brâncoveanu, să pună schelele. Și e un haos pe jos, sunt numai schele, podiști, astfel încât n-am putut să mă duc cu lui în parc. Și îmi pare rău, dar o să vedem după ce ridică schela, atunci vom trece. Am întâlnit fel și fel de obstacole, n-am renunțat și rog și pe prietenii mei fără vedere, chiar dacă nu este ușor, să nu renunțe la ieși din casă atât cât se poate singuri, cu măsuri de protecție. Noroc că am și bastonul, câinele mi este de ajutor, lui Sică. Dacă sunt situații când animăluțul nu mai știe ce să facă, fiindcă oamenii sunt nesimțiți. De exemplu, aruncă o țeavă pe jos, da, vine din dreapta țeava dintr-o curte, câinele o colește pe stânga, dacă n-aș avea bastonul, mă împiedic în ea. Și în rest, ce să zic, să ne auzim sănătoși, sper să fie explicat cât mai aproape de realitate, mai ales pentru prietenii mei fără vedere, despre obstacolele întâlnite în cale, iar pentru voi cei care vedeți, să mă scuzați dacă n-am reușit să fac niște filmări ca lumea, dar sper să mă înțelegeți, da? Sunt un amator la foto și la video. Lui Sică, ține tate și tu la oameni. Bye bye și pe curând. Pac. Am uitat să vă spun că tovarășul primar Băluță, care este în cârdășie cu clanul interlopilor, clanul sportivilor la noi sector, s-a apucat ca și nenorocitul de la sectorul 3 să astupe copaci, să pună beton. Și mă gândeam la o inițiativă civică să ieșim noi locuitorii Bucureștiului și nu numai, cu o daltă și un ciocan de un kil jumate, să mergem să spargem asfaltul împrejurul copacilor. Și dacă ne vor da amenzi, să le contestăm în instanță și să mergem cu video și cu foto la judecătură, să zicem onorată instanță, uitați cum acești nenorociți care conduc primăriile de sector, cât și capitala, își bat joc de natură, o distrug. Cam atât am avut de spus, că mă apucă nervii, mi se pun pitici. Hai pa! În față nu știu ce se vede, pe stradă militarul cu Olteniță. Am vrut să vin cu Luis de undeva din stânga, aici e un ăsta de pariuri și o frizerie și n-am putut să trecem pe trotuar. Pe spar nenorociții și Luis, băiat deștept, m-a adus pași prin spatele clădirii, da? Într-o terasă și mergem încolo spre casă. Vis-a-vis este orășelul,
Aici au asfaltat, deci imaginați-vă că era spațiu verde și au făcut parcări, da? Betoane, au tăiat copăcii totul, bordură peste bordură, copacii lumea au lăsat câțiva copaci de betonați și încolo, vis-a-vis, la fel, văd că s-a oprit. Ăsta e baramul cu București, oraș neprietenos pentru toți oamenii. Vis-a-vis, auziți iar cum se sparge spre metrou, acum mergem